Vreau să vă salut pe toți cei care ați făcut efortul să ajungeți la casa Domnului în această seară. Vreau să vă binecuvintez cu speranța că Domnul are și în seara aceasta resurse pentru fiecare dintre noi să răspundă așteptărilor noastre. Înainte de cuvântul de predică, îngăduiți-mi să vă aduc aminte de faptul că mâine seară, vineri, avem serviciul cu tinerii de la 7:30. Sâmbătă de dimineață avem părtășie și studiu biblic cu frații și invităm toți frații care vor și pot la centru creștin peste drum, intrarea pe partea din spate, de la 10:00 la 12:30. Chiar dacă puteți să ajungeți doar mai târziu, sunteți bineveniți. Veniți pentru părtășie, veniți pentru studiu biblic, să stăm împreună înaintea lui Dumnezeu. Duminică dimineață avem adunare generală la care nu pot participa decât membrii bisericii, dar pe aceștia invităm respectos să facă tot posibilul să fie prezenți și împreună să hotărâm destinul bisericii Betania pentru anul acesta, în măsura în care Dumnezeu ne cheamă pe noi ca oameni să o facem. Acestea fiind spuse, frați și surori, rămânem în prezența Domnului și aș vrea să vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să aveți Bibliile deschise la Apocalipsa, capitolul 13, respectiv la cea de-a 35-a lecție biblică din Apocalipsa, în intenția noastră de a studia și cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 12, pe care l-am tratat în ultimile trei întâlniri, am învățat din Scripturi că Satana a fost alungat din locurile cerești. În capitolul 13, noi am citit doar o parte din el, pentru că se împarte în două, până la 10 și de la 10 la 18, el este prezent pe pământ, unde își angajează două ființe ieșite din comun, numite fiare, doi monștri, două fiare puternice, feroce, agresive, cu care sau cu ajutorul cărora intenționează să-și atingă scopurile, care de altfel sunt vechi. Aș vrea, privind în carte în seara aceasta, să observăm în primul rând, așa cum noi obișnuim, să cunoaștem mai întâi personajele. Personajele prezentate de capitolul 13 sunt două fiare. Acesta este cuvântul folosit și pentru prima și pentru a doua. Prima, versetul 1, a doua, versetul 11. Noi știm că limbajul unei cărți profetice folosește foarte mult simbolistica. Așa se face că și capitolul 13 abundă în simboluri pe care noi, punându-le în acord, în coroborare, în paralel cu celelalte texte biblice, vom înțelege din partea lui Dumnezeu care este mesajul. Prima fiară despre care ne vorbește capitolul 13, în versetul 1, este o fiară care se ridică din mare. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară, spune Ioan. Ea avea 7 capete, 10 coarne, 10 cununi, câte o cunună pe fiecare corn. A doua fiară care o prezintă Scriptura și despre care noi vom studia dacă Dumnezeu ne ajută și ne ține în viață data viitoare, este fiara care se ridică din pământ. Le punem în paralel în seara aceasta, dar noi vom studia doar despre prima, despre cea de-a doua data viitoare. A doua se ridică din pământ și are doar două coarne, ca și un miel, spune Ioan. Însă vorbește ca un balaur. Acum când am prezentat aceste două personaje ale capitolului 13, haideți să vedem cine sunt cele două fiare. Cele două fiare sunt alături de balaurul cel mare, pe care l-am identificat data trecută ca fiind Satana, diavolul,
Deci cele două fiare alături de Satana compun Trinitatea Satanică. În capitolul 16 din Apocalipsa, versetul 13, citim: Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Gura balaurului, gura fiarei și gura prorocului mincinos. Iată dar Trinitatea Satanică. Mă impresionează foarte mult, pe de o parte, planul diavolului de a-L imita pe Dumnezeu în tot ceea ce face în relația cu oamenii și, pe de cealaltă parte, copilăria lui de a-L imita pe Dumnezeu. După cum am văzut și vom vedea în continuare, diavolul merge în spatele lui Dumnezeu și încearcă să facă tot ceea ce a făcut mai înainte Dumnezeu, în speranța că ne va induce pe noi în eroare cu lucruri pe care el le repetă ca venind de la Dumnezeu. Dar sigur, în interior, ele sunt putrede și diabolice. Dar în aparență sunt asemenea celor pe care Dumnezeu le-a făcut ieri sau alalteri. Privind la această trinitate satanică, după cum există trinitate divină, Tatăl, Fiul și Dumnezeu, Dumnezeul Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, vom constata că există trinitatea aceasta satanică, respectiv Marele Balaur Roșu. Priviți Apocalipsa, capitolul 12, versetele 3 și 4, lecțiile de data trecută. În cer s-a mai arătat un semn mare, iată că s-a văzut un mare balaur roșu, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Acesta este Satana, tatăl minciunii. Și dacă citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, versetul 44, Evanghelistul confirmă că el este tatăl minciunii atunci când spune: Domnul Iisus se adresează oamenilor care nu credeau în Dumnezeu spunându-le: Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Balaul roșu este diavolul și este tatăl minciunii. El este Satana. A doua ființă din Trinitatea Satanică este fiara care se ridică din mare, și acesta este Anticristul, este Anticristul sau Monstrul sau Fiul Pierzării, cum îl numește Scriptura. Dacă citim în 2 Tesaloniceni, cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel folosește această expresie, Fiul Pierzării. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3: Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să, e vorba de Domnul Iisus, nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Înainte să se descopere fiara care iese din mare, înainte ca să se descopere monstrul acesta care are 7 capete și 10 coarne și în vârful la fiecare coarnă are o nestemată, o cunună, Anticristul. Și a treia persoană implicată în Trinitatea Satanică este fiara din pământ. Apocalipsa, capitolul 13, versetele de la 11 la 18, text pe care îl vom citi data viitoare, acesta este prorocul mincinos. El nu mai iese din apă, din mare, ca și Anticristul, el iese din pământ. El nu pare un monstru ca și Anticristul, dar el vorbește ca un monstru. El are două coarne ca un mielușel. Îți vine să te joci cu el, este așa de drăguț la vedere, dar el vorbește ca un balaur, el este un monstru ascuns, timp în care Anticrist este un monstru deja public. În 1 Ioan, capitolul 4, versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu prin apostolul care a umblat cu Domnul Iisus Hristos, în capitolul 4, în versetul 6, ne vorbește despre faptul că noi îl putem cunoaște pe Anticrist, pe prorocul mincinos, în general Trinitatea Satanică, după următorul lucru. Priviți ce spune Ioan: Noi însă suntem din Dumnezeu, cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii.
Duhul rătăcirii se manifestă prin neascultare. Neascultarea are la bază mândria de a nu putea să asculți pe altcineva. Aroganța, mândria, nemulțumirea. Aceste stări interioare se exteriorizează prin neascultare. Neascultare de Dumnezeu, neascultare de Biblie, neascultare de biserică, neascultare de oamenii lui Dumnezeu, neascultare de părinți, neascultare de orice formă de autoritate. Și Scriptura spune în versetul 6, cine nu este din Dumnezeu, îl veți cunoaște după ecusonul numit atitudine și comportament de neascultare. Funcționează asta în criteriile noastre de evaluare? Dacă noi auzim pe cineva vorbind în limbi, sau predicăm, sau rugându-se, sau dând bani la colectă, sau, pentru noi e destul. Omul ăla e născut din Dumnezeu. Dar câți din oamenii aceștia, deși fac aceste activități bisericești, religioase, ei nu ascultă? Și Ioan nu este impresionat de comportamente religioase la nivel de eveniment. El, în grila de criterii, pune accent nu pe evenimentul de a face ceva, ci pe procesul de a asculta de Dumnezeu. Uitați-vă în viața dumneavoastră și a celor care se închină cu noi în comunitate. Este ușor să faci un gest pe săptămână care să-ți protejeze imaginea de penticostal, baptist sau orice altceva. Însă este greu să fii penticostal în fiecare zi. Să trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi și să-L asculți pe Dumnezeu și când îți este greu și când îți spune să faci ceea ce simți să nu faci sau când îți cere să nu faci ceea ce simți să faci. Prorocul mincinos este duhul rătăcirii. Care este originea celor două fiare? Care este originea celor două fiare? Priviți, vă rog, că Ioan ne spune că marea din care se ridică anticristul înseamnă națiunile pământului. Apocalipsa, capitolul 17, versetul 15, cuvântul Domnului. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. În cărțile profetice, în limbaj simbolic, cuvântul apă se referă la națiunile pământului sau se referă la marea cea mare, adică Marea Mediterană, care începe de sus, de la marginea Rusiei, și coboară până în Spania, până la Atlantic. Marea cea mare, care unește Asia, Africa cu Europa. Ei bine, în Isaia, în capitolul 17, în versetul 12, vai, ce vuie de popoare multe, care urlă cum urlă marea. Sesizați comparația? Popoare multe, asemănate cu marea. Ce zarvă de națiuni, care mugesc cum mugesc niște ape puternice. Mugesc este ce face vaca. Asta înseamnă mugesc. Biblia spune mugesc, adică urlă cum urlă valurile năprasnice. Observați această comparație a națiunilor pământului, a mulțimilor de oameni cu apele. Și Scriptura ne spune că Anticrist a ieșit din apă, din mare. De asemenea, în Daniel, în capitolul 7, versetul 2, cuvântul Domnului spune, Daniel a început și a zis, în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerului au izbucnit pe Marea cea Mare. Întotdeauna Scriptură, Marea cea Mare este Marea Mediterană, pentru că ea este cea mai mare mare dintre mări. De asemenea, Anticrist va ieși dintre națiunile pământului. Încă un argument că el nu va ieși din Israel.
va ieși dintre națiunile pământului prin faptul că același Daniel spune în capitolul 9 de data aceasta, versetul 27, că anticrist, când își va instaura sistemul lui demonic să conducă lumea centralizată, globalizată, el va face un legământ cu Israel. Va face un legământ cu Israel pentru că el nu face parte din Israel. El e străin de Israel, dar va face un legământ, un angajament, un deal. El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână. Aceasta este o profeție pe care noi o vom explica într-o zi la momentul potrivit în procesul interpretării cărții Apocalipsa cu ajutorul Domnului și cu voia Lui. Acest legământ pe care Anticrist îl face cu națiunea lui Israel, îl face ca în calitate de străin al evreilor, care parteneriază cu evreii, intră într-o relație cu ei în baza unei afaceri religioase, politice, economice sau toate acestea la un loc și multe altele pe lângă ele. Prima fiară iese din apă. În concluzie, asta înseamnă că se naște dintr-una dintre națiunile pământului sau se va naște din Marea cea Mare, dintr-o țară învecinată, de pildă Italia sau oricare alta. A doua fiară, Scriptura ne spune că iese din pământ, pământul din care se ridică profetul mincinos, rătăcitorul, înseamnă pământul făgăduinței, în care au fost conduși evreii, Palestina, țara lui Israel. În prima carte a Scripturii, capitolul 13, versetul 16, Scriptura spune: îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare. Observați că așa cum în primul text am vorbit despre texte comparative, și ele au fost în simbol națiunile pământului sau Marea Mediterană, tot la fel. De data aceasta, textele comparative cu pământul sunt Israelul. Îți voi face sămânța, cine era sămânța? Evreii, sămânța lui Avram. Ca pulberea pământului de mare. Așa că dacă poate cineva număra pulberea pământului, și sămânța ta va putea fi numărată. De asemenea, încă un argument în sprijinul acestei idei, în ciuda faptului că în interpretările multe la număr ale cărții Apocalipsa sunt și alte interpretări care spun că femeia nu e Israel, e ori biserica, e ori Maria, e ori Mary Brown, cum spuneam data trecută, sau altceva. Alții spun că copilul nu e Domnul Iisus Hristos, ci este biserica sau sunt evrei. Sunt foarte multe interpretări ale cărții Apocalipsa, dar noi ca biserică și noi ca și denominațiune avem o orientare potrivit căreia învățăm poporul Domnului, frații, surorile și copiii, generația tânără. Expresia profet mincinos este specifică Vechiului Testament și este specifică lui Israel în relația cu Dumnezeu. Dacă citim în Apocalipsa, capitolul 16, versetul 13. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos. De asemenea, capitolul 19 cu 20 folosește din nou expresia aceasta. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos. Și încă o dată, capitolul 20 cu 10, încă o dată expresia aceasta. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Observați că peste tot trinitatea satanică este împreună, dar și consecința, adică pedeapsa veșnică, tot împreună o duc. Este demn să observăm că în a cincea carte a Scripturii, ultima Pentateuhului, adică Deuteronom, în capitolul 13, primele 11 versete, vorbesc despre proroc mincinos, poziția prorocilor. Și aici Dumnezeu vorbește despre prorocii mincinoși și avertizează poporul spunându-i
Nu toți prorocii sunt autentici. Sunt și proroci mincinoși. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea, aceea de care ți-a vorbit el zicând, haide-mi după alți Dumnezei, pe care tu nu-i cunoști și să nu le slujești, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeu vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul. Din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, voi să mergeți după Domnul Dumnezeu vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru, care v-a scos din țara Egiptului, care v-a izbăvit din casa robiei și a voi să abată calea și a voi să vă abată de la calea poruncită de Domnul. Acesta este prorocul mincinos. În Vechiul Testament sunt foarte multe texte care au în centru expresia aceasta, prorocul mincinos, prorocul mincinos. Expresia prorocul mincinos este specifică lui Israel și este specifică Vechiului Testament, după cum învățătorul mincinos e specific Noului Testament și e specific bisericii. Care sunt particularitățile, în al patrulea rând, care sunt particularitățile de manifestare ale celor două fiare? Anticrist, monstrul, și prorocul mincinos, rătăcitor. Privind în Scriptură, în capitolul 13 din Apocalipsa, constatăm următoarele particularități. Versetul 2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. De ce Ioan a comparat fiara aceasta cu un leopard? Pentru că această fiară avea ceva comun cu leopardul. Eu nu pot să spun că bicicleta mea seamănă cu un avion, că nu seamănă. Pot să spun că pasărea seamănă cu un avion, dar bicicleta nu seamănă cu un avion. Nu pot să spun că mașina mea seamănă cu un submarin. Peștele seamănă cu un submarin. Mașina nu seamănă cu un submarin, că submarinul nu are roți. Dar peștele are coadă și aripi și submarinul are împreună cu peștele lucruri în comun. Când Ioan compară fiara cu leopardul, asta înseamnă că au particularități în comun. Particularitățile acestea pot fi fizice sau însușiri, manifestări, stări. Leopardul se caracterizează de rapiditate și agilitate. Ei bine, fiara aceasta este caracterizată de rapiditate în acțiunile ei demonice. Nu uitați, după cum vom vedea mai târziu, cât timp are fiara la dispoziție. El intră pe scena istoriei și are un timp limitat. Care este timpul limitat pe care l-are fiara? Anticristul, monstrul. 42 de luni sau o vreme, două vremi, trei vremi și o jumătate de vreme, sau trei ani și jumătate. Trei ani și jumătate este timpul pe care anticrist, monstrul, îl are la dispoziție. E un timp relativ scurt, dar datorită intensității de durere și de groază, va fi cât un miliard de ani pentru oamenii implicați în vremea aceea. El are un timp scurt la dispoziție, trei ani și jumătate. Este adevărat, necazul cel mare ține 7 ani, dar el, ca și monstru, anticrist, își va face apariția la jumătatea necazului, nu de la început. De la început, el va fi împăciuitorul, cel care rezolvă, din punct de vedere internațional, problemele globale ale umanității care sunt scufundate în criză, în terorism, în inflație, în foamete, în nesiguranță. De aceea el va fi rapid. Ce are de făcut în 3 ani și jumătate are de făcut. Vorba Domnului Iisus către Iuda. Iudo, ce ai de făcut, fă repede, că n-ai mult timp. După cum vom citi puțin mai târziu în cartea lui Daniel, cu care vom face o comparație a Apocalipsa 13, leopardul a fost simbolul unui imperiu din antichitate. Și acesta este imperiul grec. Mai departe, Scriptura spune, fiara avea labe ca de urs.
Prin ce se caracterizează ursul? Îmi veți spune prin multe lucruri și nu greșiți. Dar în capul listei este perseverența și brutalitatea. Ursul este foarte brutal și perseverent în același timp. Imperiul lui Anticrist, în rapiditatea lui de manifestare de 3 ani și jumătate pe scena istoriei mondiale, va fi brutal și perseverent în demonismul pe care îl promovează. Nimeni nu va scăpa de insistența cu care va conduce lumea. Nu va fi flexibil și maleabil deloc. Va fi brutal și perseverent. În cei 3 ani și jumătate va aduce groaza iadului pe pământ. Și nimeni nu-l va putea opri. Nici sfinții vor fi învinși. Este adevărat, ei își vor lua revanșa, dar după cei 3 ani și jumătate. Cuvântul Domnului continuă. Are o gură ca de leu. Leul este caracterizat de putere și măreție. Simbolul măreției este leul. De asemenea, simbolul puterii, el este regele animalelor. Dacă leopardul a simbolizat Imperiul Grec, dacă ursul a simbolizat Imperiul Medo-Persan în profeția lui Daniel, atunci leul simbolizează Imperiul Babilonian. Haideți să facem comparația asta de care tot v-am vorbit. Pentru aceasta trebuie să deschidem la Daniel, capitolul 7. Veți fi și dumneavoastră ca și mine uimiți de asemănarea incredibilă dintre Daniel 7 și Apocalipsa 13. Între acești doi bărbați sunt 600 de ani de istorie. 600 de ani de istorie. Aproximativ 600 de ani. Și totuși scriu lucruri absolut asemănătoare în ceea ce privește vremea aceasta a sfârșitului și imperiile care se succedă pe scena istoriei. Priviți Daniel capitolul 7, versetele de la 1, probabil la 12, citim cuvântul Domnului. În anul întâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucruri de căpetenie. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cele 4 vânturi ale cerurilor cum au izbucnit pe marea cea mare. Și 4 fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. 4 fiare mari au ieșit din mare. Cea din tâi semăna cu un leu. Ăsta este Imperiul Babilonian, care a domnit după asirieni. Asirieni a fost cel mai organizat imperiu în istoria antichității. După ei au venit babilonienii. Babilonienii au fost puternici. Ei au stricat templu, au furat vasele din casa lui Dumnezeu, au strivit pe Israel. A fost un instrument folosit de mâna lui Dumnezeu ca să-și exprime mânia către un popor care s-a întors cu spatele la Domnul. Avea aripi de vulturi. M-am uitat până în clipa când i s-a smuls aripile și sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și s-a dat o inimă de om. Și iată că a doua fiară era ca un urs, stătea într-o rână. Să stai într-o rână înseamnă să stai așa într-o parte. Avea 3 coaste în gură, între dinți, și a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. Acesta este Imperiul Medio-Persan. Cu toți am auzit despre Cirus și probabil în copilărie, bună oară, în copilăria mea, când nu-l cunoșteam pe Domnul, am văzut o grămadă de filme istorice, de documentare cu acest mare bărbat, care, deși necredincios, a fost folosit de Dumnezeu într-un mod greu de explicat. După aceea m-am uitat mai departe și iată o altă, ca un pardos, care avea pe spate, pardos este leopardul, care avea pe spate 4 aripi ca o pasăre, iată, dar rapiditatea. Aripi, zboară, pasăre. Și i s-a dat stăpânire. Acesta este Imperiul Grec. Rapiditatea lui Filip, dar în mod special a fiului lui, împăratul Alexandru, care a cucerit până în Indii și în vremea aceea
O mare parte din lumea cunoscută era cucerită de el. El a fost un bărbat tânăr. Până la aproximativ vârsta de 35 de ani a cucerit aproape toată lumea. A murit așezat în mormânt de cele mai urâte și mizerabile boli, în luxul și în destrăbălarea în care a trăit. Dar el a condus un imperiu ca o pasăre în zbor, rapid. Textul care ne introduce acum în Apocalipsa 13, plecând de la comparația cu Daniel 7, este fiara a patra. Această fiara a patra am citit noi despre ea în Apocalipsa 13, dar acum citim despre ea și în Daniel, capitolul 7, și cuvântul Domnului în această seară. După aceea m-am uitat, versetul 7, 7 cu 7, după aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară. A patra fiară e Imperiul Roman. Babilonienii, medoperșii, grecii și romanii. Romanii sunt imperiul care dominau lumea când Domnul Hristos a venit. Și evreii sperau că Hristos va fi regele care îi va alunga pe romani dincolo de granițele Palestinei. Revenim. Și iată că era o a patra fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare. Este adevărat, e cea mai înspăimântătoare. Are caracteristicile celorlalte patru. Agresivitatea, perseverența. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârâma, călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate celelalte fiare de mai înainte și avea câte coarne? 10 coarne! Apocalipsa 13, 10 coarne! Vom vedea imediat, dacă nu se epuizează timpul, ce înseamnă 10 coarne, ce înseamnă capete, ce înseamnă cununi. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mai mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost mulse 3 dintre cele 3 coarne. Aduceți-vă aminte de cele 3 imperii înainte de ei. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochi de om și o gură care vorbea cum? Cu trufie, cu hulă. Care e cuvântul în Daniel? Trufie. Care e cuvântul în Apocalipsa 13? Hulă. E același lucru. Cu batjocoră, cu dispreț, cu aroganță, cu prostie omenească împotriva lui Dumnezeu. Și acum continuăm de la versetul 16. Același capitol. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămurii temeinice, adică serioase, competente, cu privire la toate aceste lucruri pe care le-am văzut. El mi-a vorbit și mi-a zis, aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci de veci și în veșnicie, în veșnicie. În urmă, am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebește de toate celelalte și era nespus de grozavă, avea dinți de fier, gheare de aramă, mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea, și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap, și asupra celuilalt corn care ieșise, și înaintea căruia căzuse 3, asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură, care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Apocalipsa 13. Aceeași idee. Până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt. Și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. El mi-a zis, fiara a patra este a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se va ridica 10 împărați. Iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi. Atenție, se va deosebi de înaintașii lui și va doborî 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă, aceeași expresie din Apocalipsa 13, împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile, soroacele și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata, îi se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru întotdeauna. Aduceți-vă aminte unde îi găsim. Îi găsim în prăpăd, în infern, în foc. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împăraților care sunt pretutindeni sub ceruri se va da poporului sfinților celui preanalt.
Aș vrea să observăm în încheiere și vom continua dacă Domnul ne ține în viață data viitoare. Aș vrea să observăm în încheiere caracteristicile monstrului anticrist care coincid cu Daniel 7 și Apocalipsa 13 în ciuda celor 600 de ani de diferență între scrierea acestor două cărți. Priviți, aveți cartea deschisă la Daniel 7 și Apocalipsa 13 și vom deschide așa în paralel Daniel 7 cu 7. O fiară cu 10 coarne. Apocalipsa 13 cu 1. O fiară cu 10 coarne. Aceeași expresie. O fiară cu 10 coarne. 600 de ani diferență. 2. Daniel, versetul 8, întotdeauna capitolul 7. Un mic corn care are o gură ce vorbește cu trufie. Versetul 5, întotdeauna capitolul 13 din Apocalipsa. Versetul 5, care are o gură ce rostea vorbe mari și hule. 3, Daniel, versetul 25, care rostește vorbe de hulă împotriva celui prea înalt. Apocalipsa, versetul 6, care rostește hule împotriva lui Dumnezeu. Paralela numărul 4. Daniel, versetul 21, care face război sfinților celui prea înalt. Apocalipsa, versetul 7, care face război cu sfinții și învinge. Comparația numărul 5 și ultima. Daniel, versetul 25, care acționează timp de o vreme, vrem și jumătate de vreme. Apocalipsa, capitolul, versetul 5, căreia i s-a dat putere să acționeze 42 de luni, respectiv 3 ani și jumătate. Observați că Daniel 7 și Apocalipsa 13 vorbesc despre aceleași evenimente, vorbesc despre aceleași personaje și aceasta este o minune a revelației lui Dumnezeu care face din Biblie cartea cărților, iar din noi niște privilegiați, din păcătoși blestemați ce eram. Niște oameni care avem oportunitatea să fim în mâna unui Dumnezeu care conduce istoria. Și în alunecările noastre omenești, în slăbiciunile noastre omenești, Dumnezeu, dacă ne pocăim, ne dă șansa reabilitării, dacă ne mărturisim păcatele, ne dă oportunitatea iertării prin sângele Domnului Iisus care a murit pentru noi, cu speranța că urmarea noastră de Domnul se va încheia într-o zi, acolo unde este El, în cer. Slavă lui Dumnezeu! Observați, vă rog, că Apocalipsa și Daniel sunt două cărți care, deși folosesc cuvinte în simbol, expresii care trebuie asociate pentru interpretare, ele prezintă aceleași adevăruri incontestabile care dau poporului Dumnezeu siguranță, că ținem în mâna noastră o carte care ne inspiră încrederea, o carte pe care ne putem baza fără nici cea mai mică nesiguranță și frustrare, o carte în care Dumnezeu ne-a descoperit voia Lui atât cât avem nevoie să o cunoaștem cu mintea noastră limitată de oameni din carne, însă sufletul nostru este cuprins de o siguranță suficient de mare ca să nu ne dăm bătuți prin vânturile vieții acesteia și să ne ținem de Domnul, al cărui cuvânt este da și amin. Cuvântul lui Dumnezeu este suficient pentru noi. Vine și diavolul cu cuvântul lui, vine și lumea cu cuvântul ei, însă instanța care ne corectează viața este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este cuvântul oamenilor. Aduceți-vă aminte de predica de duminică seara, cele trei categorii de oameni: creștinul matur, creștinul firesc și necreștinul. Creștinul matur este inspirat de cuvântul lui Dumnezeu. Creștinul firesc este inspirat de prejudecățile oamenilor, de sfaturile lor, de opiniile lor. Iar necreștinul este inspirat de lume. Aduceți-vă aminte din nou, creștinul matur are credință, creștinul firesc are convingeri, iar necreștinul are mai rău, păreri. Aduceți-vă aminte, creștinul matur are principii,
merge după principii, creștinul firesc se călăuzește după experiențe, iar experiențele noastre sunt diferite de la una la alta. Eu am încercat și n-am reușit, dumneata ai încercat și ai reușit, dumneata azi noapte ai avut un vis, eu n-am avut. Dumneata ai citit de dimineață din Scriptură și nu ți-a spus nimic special, eu am citit din Scriptură și am avut o revelație. Experiențele noastre sunt diferite. Vreau în seara aceasta, scumpii mei, să vă informez, să vă avertizez și să vă motivez pentru o viață trăită cu Dumnezeu, pentru că vremurile au ajuns aproape de sfârșit. Avem nevoie să ne aruncăm în brațele Domnului cu disperare. Nu vă imaginați cât de aproape este clipa când va reveni Iisus Hristos. Nu vă imaginați, frați și surori. Este mai aproape decât ne place să credem. Unul dintre marile pericole cu care ne confruntăm este faptul că inima noastră este legată de tot ceea ce am strâns și ne-ar place să mai întârzie Domnul ca să ne putem bucura acum, după cum ne-am bucurat de sărăcia din România, acum măcar să ne bucurăm un pic și de ce ne-a dat Domnul în America. Și am vrea să întârzie un pic, ascultați-mă, nu întârzie. Va veni și dacă îți va găsi inima plină de Duhul Sfânt, plină de sinceritate, de omenie, plină de transparență, plină de intenții bune, nu mârșave, nu banditism politic și dezbinări și toate politicile acestea care au făcut din Biserica lui Iisus Hristos un circ care exprimă invidia și nebunia oamenilor mai rău decât în lume. Dacă Domnul te va găsi așa, vei fi fericit, nu o viață, vei fi fericit veșnic. Nu te va mai durea niciodată nimic, nici genunchiul, nici inima, nici rinichii, nici stomacul, nimic. Vei fi ca El, lângă El, pentru întotdeauna. Pentru frumusețea acelor clipe care vor începe și nu se vor mai termina, te îndemn în această seară să te pocăiești. Indiferent că ești aici în sanctuar sau undeva pe meridianele pământului și prin tehnologia online asculți în seara aceasta cuvântul Domnului, îți spun, pocăiește-te, apropie-te de Domnul. Dacă simți în viața dumitale anumite comportamente care contravin Evangheliei pe care o ai în minte sau în inimă, în seara aceasta oprește-te și te pocăiește. Întoarce-te acasă un alt om. Dă-i lui Dumnezeu oportunitatea să-ți schimbe viața, pentru că singur, nici dumneata și nici eu, nu ne putem schimba viața. Anticrist, monstrul, înspăimântătoarea fiară care iese dintre națiunile pământului, este pe cale să înceapă guvernarea lui drăcească. Iar rătăcitorul proroc mincinos care îl va ajuta din punct de vedere religios, bisericesc, va face din lumea aceasta un circ pe care nu-l vei putea privi. Dacă în clipa aceea vei fi în cer, ai câștigat meciul vieții. Dacă nu, l-ai pierdut pentru întotdeauna. Te rog în această seară, lasă toate celelalte interese la o parte, lasă toate celelalte motivații la o parte și ocupă-te de suflet, de mântuire și de cer. Pentru că nu vei avea decât lucrul de care te ocupi. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe amândoi și casele noastre. Vă invit, scumpii mei, să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Și să stăm înaintea lui Dumnezeu cu o inimă smerită. Și dumneavoastră care sunteți online, stați înaintea lui Dumnezeu și rugați-vă. Pentru că seara aceasta este seara noastră și este seara pocăinței. Ne rugăm Domnului împreună.